În perioada 29 mai-15 iunie, Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați organizează concursul național de arte vizuale, pictură și grafică Nicolae Mantu, ediția noua. Concursul se adresează în special elevilor școlilor de arte din țară și are printre obiective omagierea personalității pictorului Nicolae Mantu, un artist plastic reprezentativ pentru zona Galațiului. Tema ediției curente aleasă de organizatori este Amintiri. Școala Populară de Arte din Piatra Neamț, departamentul din structura Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, va fi reprezentată la acest concurs prin elevele Delia Maria Focșeneanu și Gina Iuliana Țicală, din anul 2 de studiu. Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați organizează concursul național de arte vizuale Nicolae Mantu, pictură și grafică, deci s-a mulat exact pe clasa noastră de pictură și grafică a domnului Radu Macavei și a domnului Răileanu. Așa că avem doi participanți deocamdată, Delia Maria Focșeneanu, de 11 ani, la categoria juniori, care participă cu două lucrări, Amintirile bunicului și Pe gânduri, iar la adulți, doamna Gina Iuliana Țicală, care e în anul 2 de studiu la clasa noastră de pictură, cu lucrarea Noi anul gândurilor. Noi sperăm ca amândouă cursantele noastre să vină cu niște premii de acolo, pentru că după cum știți, elevii noștri sunt foarte talentați și peste tot, la toate concursurile de pictură sau grafică la care au participat, au venit măcar cu mențiune. Profesorul elevelor, artistul plastic Radu Macavei, are încredere că picturile realizate vor obține și premii. Sunt două elevele școlii noastre foarte talentate, una în vârstă de 11 ani și cealaltă este o doamnă medic. Și sunt cea mică, respectiv, al patrulea an, doamna este în al doilea an. Sunt amândouă foarte talentate și noi ne bucurăm că am avut asemenea elevi la noi la școală. De obicei, la toate participările la care am fost în țară, niciodată nimeni n-a venit cu mâna goală, cel puțin un premiu. Deja am primit de la profesorii de acolo niște impresii foarte bune. Vernisajul expoziției și festivitatea de premiere vor avea loc în ziua de 29 mai în sala Salonul Artelor din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos din Galați. Lucrările participanților vor fi expuse până pe data de 15 iunie.